Prima extragere a loteriei bonurilor fiscale de duminică este cea organizată cu prilejul sărbătorilor pascale, la care participă bonurile fiscale emise în perioada 23 ianuarie 31 martie 2017. Fondul de premiere este de un milion de lei, sumă din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Tot duminică 16 aprilie este programată și extragerea bonurilor fiscale câștigătoare emise între 1 și 31 martie 2017. Fondul de premiere este de de un milion de lei, sumă din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Selecția câștigătorilor va fi realizată în două etape. Prima etapă constă în extragerea bilelor care vor determina ziua și luna emiterii, precum și valoarea bonului câștigător pentru extragerea ocazională, și a bilelor care vor determina ziua emiterii și valoarea bonului câștigător pentru cea lunară. Dacă numărul cererilor de revendicare este mai mare de 100, va fi organizată o a doua extragere pentru determinarea celor maxim 100 de bonuri câștigătoare. Rezultatele extragerilor vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Loteriei Române pentru o perioadă de minim 30 de zile. Cererile de revendicare vor fi depuse începând cu prima zi după efectuarea extragerii timp de 30 de zile.